urât și mai am o piesă, o piesă de piesă. Vă dau pe spate cu piesa asta, muzică DJ. Bună seara! Vreau să spun tuturor, se ascultă toate genurile de muzică, în special muzica techno, dance, pop, mai toate genurile muzicale. De cât timp ești DJ în acest club?
Sunt DJ în acest club de vreo 4 săptămâni. Am mai pus muzică și în alte cluburi, dar am venit aici pentru că e mai multă distracție, mai multă nebunie, sunt fete frumoase și atmosfera e plăcută. Care este în general grupa de vârstă care frecventează acest club? Grupa de vârstă care frecventează acest club, nu știu ce să zic, dar în jur de 22-24 de ani. În general, atunci când aveți evenimente de acest gen, se adună mai multă lume? Lumea vine în fiecare sâmbătă, se distrează foarte bine pe muzica mea, le place ceea ce le pun și nu pot să zic că când avem evenimente se adună mai multă. În general vine lume bună. Mulțumesc! Ce s-a băut cel mai mult în această seară? Multe cocktailuri, foarte multă vodka, mult whisky și în special foarte multă distracție pe lângă băutură. E multă distracție și sperăm să ne simțim foarte bine până dimineața în continuare și totul să fie ok. Cum ți s-a părut concertul? A fost ok. Pentru publicul care a fost în seara asta, totul a fost destul de ok. Acum sperăm să fie pe vara care urmează acum mult mai multe evenimente de genul ăsta, să petrecem lumea, să ne simțim cât mai mult bine și să fim super ok. Mulțumesc! Și eu la fel! Foarte frumos! Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tot! Dansatoarele sau Andreea? Andreea! Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit în această seară? Super bine! A fost totul ok, totul foarte bine! Cât de importante crezi că sunt astfel de evenimente în orașul nostru? Foarte important, tot timpul a fost foarte important când a fost un eveniment de genul. Vin de obicei în club sau doar atunci când sunt concerte? De obicei vin aici.